Check the mic and make sure it sound right, boys. Stăteam cu băieții la masă la un pahar de bere. Bă, proștilor, eu m-am plictisit, spune George. Voi nu? Ba da, ne plictisem și noi, ce-i drept. Hai că am o idee, știu cum să ne distrăm. Ce idee? Întreb eu. Îl batem pe Bidi. Ascultați care este planul. Planul era ca eu și George să ne strecurăm în camera lui Bidi în timp ce Baluba îi distrăgea atenția. Deși era o idee stupidă, eu și Baluba ne-am băgat fără să stăm pe gânduri. Și am ieșit pe hol să așteptăm. După ceva timp și-a făcut apariția și Bidi. Da, Niculei, ia vino încoa. Fără să stea pe gânduri, a venit la noi. Care-i treaba mânjilor? Ne întreabă acesta. Și atunci Baluba și-a intrat în rol și a început să-l îmbârlice pe Bidi. În timp ce eu și George ne-am strecurat prin spatele lui. Am deschis ușa încet și am intrat în camera lui Bidi. După care am închis ușa încet, fără să facem gălăgie. Surprinzător, camera lui Bidi arăta mult mai bine decât ne așteptam, chiar mai bine decât a noastră. Primul lucru pe care l-a făcut George a fost să scotocească în dulapuri. La asta era bun George, să-și bage nasul pe unde nu-i fierbe oala. Evident că acolo a găsit doar sticle, și goale și pline. Ce altceva puteai să găsești în camera unui bețiv notoriu. După care, ne-am ascuns sub pat și am așteptat să apară Bidi. Planul era să așteptăm ca Bidi să adoarmă, după care să ieșim de sub pat și să-l batem. Mai mult în joacă așa. Cred că am stat vreo 30 de minute ascuns sub pat, însă Bidi nu a apărut. Așa că am ieșit de sub pat și am hotărât să renunțăm la plan. Oricum era unul stupid. Când să plecăm din cameră, hop, apare și Bidi. Ce căutați, bă, nenorociților aici? Spune acesta nervos. Cum nu puteam să-i spunem adevăratul motiv pentru care ne aflam acolo, am încercat să-l păcălim. Ba că ne-am rătăcit, ba că nu știm cum am ajuns acolo. SF-uri de-astea. V-ați rătăcit pe dracu. Voia să-mi furați băutura. Ai luat-o razna la Nicule. Nu bem noi o treabă de-asta. Chem poliția. Evident că nu l-am băgat în seamă. Nu era pentru prima dată când Bidi ne-a amenințat cu poliția. Și am plecat liniștit din camera lui. După ce am ieșit din camera lui Bidi, ne-am întors pe hol la prietenul nostru, Baluba. La scurt timp apare și Bidi, căruia credeam că deja i-a trecut supărarea pe noi. Lasă că vă aranjez eu, spune acesta scrâșnind din dinți. Nu l-am băgat în seamă, punând totul pe seama faptului că este beat din nou. Și ne-am văzut liniștiți de treabă. Auzind ceva zgomote de afară, Baluba se duce să uite pe geam. Unde, surpriză, stătea parcat o mașină de poliție. Poliția, bă! Strigă acesta la noi. Panicați, am început să alergăm în toate direcțiile. Căutam un loc în care să ne ascundem. Și de panică ne tot învârteam în toate direcțiile. Chiar nu știam unde să ne ducem. Baluba, ceva mai inspirat, a urcat pe scări și s-a dus la etajul superior. Eu și George, în lipsă de o idee mai bună, am intrat în camera de dușuri. Deși puteam să-l urmăm pe Baluba sau pur și simplu puteam să mergem în camera noastră să încuiem ușa. Ne-am dat repede hainele jos și am intrat sub duș. Deși făcusem duș doar cu o săptămână în urmă, situația dramatică în care ne aflam cerea sacrificii. Bă, cred că au plecat deja, îmi spune George după vreo 20 de minute. Și eu, hai să mergem. Cum nu aveam prosop sau haine de schimb, ne-am învelit cu tricourile în jurul brâului și am hotărât să ieșim. Nici nu am deschis bine ușa, cu o voce suavă ne grește. Care dintre voi este Alex? Eu, doamna polițist. Dar ce s-a întâmplat? Spune eu încercând să par surprins. Domnul acesta spune că ați intrat prin infracție în camera lui și că l-ați lovit. Nici nu se pune problema. Uitați-vă la noi, suntem oameni serioși, spun eu, trăgându-mi în jos tricoul, care abia mi-acoperea părțile intime. Ba dimpotrivă, dânsul ne-a înjurat când ne-am dus la ușă la el și l-a rugat să ne împrumute și pe noi cu țigară. Știți cum e viața de student, a rămas și noi fără bani. Sigur? Nu vă uitați la el că e beat mort. De-abia se mai ține pe picioare, completează George. Nu știu de ce, dar polițista ne-a crezut. Și în plus, era să dea și o amendă usturătoare lui Bidi. Acesta scăpând de amendă doar după ce am rugat noi pe polițiști să-l lase în pace. Că e și el amărât. Și Bidi s-a făcut nevăzut, fără ca măcar să ne mulțumească. Un nesimțit. Și uite așa, am scăpat din nou la limită, dintre nouă belea. De data asta, chiar am fost la un pas să o pățim. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, scrieți-ne în comentarii ce părere aveți, dați un share să vadă și prietenii voștri și abonați-vă la acest canal dacă nu ați făcut-o încă. Nu uita că ne găsești și pe TikTok la Arta Prostiei, unde suntem 33.000, sau pe Facebook tot la Arta Prostiei, unde suntem peste 10.000.
Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și că susțineți acest proiect. Dacă vreți să vedeți mai multe episoade din viața alături de George, o puteți face aici, în stânga sus, unde am încărcat un playlist și nu uitați, puțin mai jos, butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o încă. Pace, prieteni, și vă doresc o zi minunată. Vă iubesc pe toți!